from the... Natura ne învață multe lecții prețioase, cum ar fi răbdarea și schimbarea, frumusețea în diversitate, vulnerabilitatea și puterea, echilibrul și interconectarea tuturor ființelor vii. Este un loc în care putem învăța să ne respectăm și să ne iubim, nu doar pe noi înșine, ci și mediul înconjurător și toate ființele care îl populează. Să nu uităm niciodată să ne retragem din agitația cotidiană și să ne îndreptăm atenția către natură, către această sursă nesecată de învățăminte și bucurie. Prin explorarea naturii, avem șansa să descoperim peisaje spectaculoase, plante și animale fascinante, ecosisteme surprinzătoare și diferite elemente naturale care ne uimesc și ne inspiră. Explorarea căutării de obiecte istorice este o aventură fascinantă și plină de mister. Obiectele istorice ne pot oferi o conexiune reală cu trecutul și cu istoria omenirii. Ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum au trăit și au gândit strămoșii noștri și cum au evoluat societățile de-a lungul timpului. Protecția și conservarea pădurilor din Prahova sunt esențiale pentru menținerea echilibrului ecologic și pentru protejarea habitatelor naturale. Haiducul și organizațiile de mediu lucrează împreună pentru a promova gestionarea sustenabilă a pădurilor și pentru a conserva biodiversitatea din aceste zone. Vulpea reprezintă simbolul vicleniei, un animal inteligent capabil să recurgă la un întreg arsenal de trucuri pentru a-și atinge scopul. În unele culturi, vulpea era asociată cu zeii sau zeitățile care aveau simbol acest animal, devenind un mesager divin sau un ghid spiritual pentru oameni. De asemenea, vulpea era adesea considerată un simbol al iscusinței, înțelepciunii sau abilităților magice. În România este necesar să obții o autorizație pentru a zbura cu o dronă. Regulile privind utilizarea dronelor sunt stabilite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ACR, și sunt menite să asigure siguranța zborului și a persoanelor. Operatorii de drone trebuie să îndeplinească anumite condiții, să urmeze un curs de pregătire și să obțină o certificare pentru a zbura conform reglementărilor. Dronele sunt folosite în diverse domenii, cum ar fi fotografierea și filmarea aeriană, cartografierea terenurilor, supravegherea și securitatea habitatului sălbatic. Studierea animalelor sălbatice din aer prin intermediul dronelor este o metodă eficientă și non-invazivă de monitorizare a comportamentului și habitatului acestora. Drona poate fi utilizată pentru a observa și a colecta date despre animalele sălbatice, fără a le deranja sau a le perturba în mediul lor natural.